Când vorbim de Dumnezeu, Dumnezeu apare. Când vorbim de liniște, liniște apare. Că eu l-am cunoscut pe Mario, am văzut că face baie în gheață, în asta și ce tare e și el. E prieten cu frigul. Care? Acum stă în casă cu jocul și cu pătura pe el. Ce e important pentru mine, răsuna în interior această întrebare. Ce este important pentru mine? Ce este important? Am ajuns la concluzia că este importantă pentru mine liniște, adică... Bucurii divine tuturor, bucurii divine Eugen Leopold Richard. Asta e dubla 2. Dubla 2, da. Dubla 2 cu cuvinte, acum fără să mai existe acum partea cu microfon. Nu. O să fie... Poate merge așa, știi, să pui și o parte din ce s-a înregistrat înainte. Nu s-a înregistrat. Nu s-a înregistrat. Ba da, s-a înregistrat fără cuvinte, cum ai spus tu. Da. Da. În acest podcast, dragule, după cum spuneam, tu ești prezentatorul și eu sunt invitatul. Deci... Încântă oamenii. Dubla 2 ca un cerc, știi? Să se repete sau... Da, începusem cu faptul că am avut la... Până în momentul ăsta, în prezent, am avut foarte multe întrebări de-a lungul vieții care m-au făcut să evoluez și să acționez în mai multe direcții. Și, cum zici și tu, întrebările sunt răspunsuri. Și mă gândeam că astăzi aș putea să spun niște întrebări ca un investigator ce sunt. Întrebările la care pentru mine au fost răspunsuri anumite acțiuni din viață. Și am început cu începutul, întrebarea fiind: cine ești tu, Mario? Cine sunt eu? Da. Și am, vrei să zic direct rezumatul sau din nou toată povestea? Da, păi ce vine? Da. Ce vine acum? Nu mai contează ciclul. Da. Adică chiar dacă este un ciclu, noi putem să facem o schimbare în acest ciclu, acolo cât se poate. Exact. Da. Am concluzionat în podcastul care dubla 1 că sunt lumină. Și de unde a pornit această fază? Fiindcă din suferință. Da, sunt un corp, sunt gândurile mele, sunt emoțiile mele și nu sunt nimic. Acum parcă sunt un papagal și repet ceea ce am zis în podcastul trecut, dar fără să am neapărat să zic ceva. Adică le zic tot din flow, nu mă simt impus să zic aceleași lucruri pe care le-am zis în trecut, ci tot, adică simt să zic și asta fără să am fiu, cum se numește ăla, în... Constrâns, da, nu mă simt constrâns, adică mă simt ok să împărtășesc din nou cât de cât ceea ce am zis înainte, da. Ce te-a făcut să crezi că ești lumină și nimic? Sau? Da, suferința. Suferința m-a făcut să... Ce e suferința? Ce este suferința? Da. Momentul în care mă simt... Este și o emoție, suferința. Pleacă de la gânduri, emoții care se pot baza ori pe relații, ori pe partea financiară, ori pe partea fizică, adică părerile tale legate de ceea ce spun ceilalți, părerile mele legate de ceea ce spun ceilalți și cum se învârte lumea din jurul meu legat de cum consider eu așteptările mele. Așteptările creează suferință, îmi creează suferință. Prin așteptările pe care le-am avut de la anumiți oameni, s-a creat suferința în viața mea și de acolo a trebuit să mor ca să renasc. Și în moarte am descoperit întuneric, am descoperit suferința, am descoperit că este necesar să mă și predau, predare, și după am descoperit lumina. Căutând, normal, ce cauți, am căutat în interiorul meu. Am făcut curățenie în interiorul meu și am descoperit lumina. Crezi că ne naștem în păcat? Nu. Ne naștem. Ne naștem doar. Ne naștem. Renaștem. Și cum ajungem să suferim? Dacă ne naștem în lumină. Fiindcă nimeni nu ne zice treaba asta. Deci, de când ne-am născut, zici că suntem păcătoși. Da. Asta e, adică mentalul. Cu ce plecăm la drum? Percepțiile noastre față de realitate care ni le aduce societatea, părinții, sistemul, toate aceste lucruri și se creează convingerile noastre și valorile noastre pe baza a ceea ce ne spun și fac ceilalți,
fără ca noi să fi experimentat ceva în acele momente din viața noastră fiind tineri. Mm-hmm. Și după cu aia rămânem cei mai mulți dintre noi, fără să considerăm că poate exista o altă cale în afară de ce ne-a zis societatea, fără să mai căutăm altceva. Ar putea exista o cale prin care societatea ar putea să-și exprime sau să educe generațiile sau să învățăm unii de la ceilalți dacă nu ar exista limbajul? Ai bun? Păi da, stau să mă gândesc așa, cum ar putea să existe o societate în care nu exista programul lingvistic? Pentru că programul lingvistic, dacă stai să iei mot a mot, creează realitatea. Ok, de exemplu, animalele sălbatice, da. Cum își fac cuiburi, cum își fac haite, lupii, fără să comunice între ei prin verbal, ci prin simțuri, prin emoții, prin acțiune. Știi că am avut la festivalul din vară, am avut o zi în care toată lumea a ținut fasting de la vorbit și de la mâncat. Și toată comunicarea a fost non-verbal. Da. Da. A fost cea mai tare zi aia. Din viața ta? Din festival. Din festival, ok. Da. Ca și feedback al oamenilor mai ales, toți au zis că ar fi vrut mai multe zile ca aia. Pentru că a trecut timpul altfel. Ok, da. Ai auzit de Silent Retreat? Vipassana. Da, Vipassana. Mm-hmm. Ai făcut? Mm-hmm. Dar bănuiesc că știi ce... Da, știu. Tăcere. Da. Da. Ai trecut prin asta? Nu, n-am făcut 15 zile de tăcere, ci am mai fost la câteva retreat-uri de tăcere, însă tot ce acolo se vorbea câte puțin. Prima mea experiență cu tăcerea a fost acum 2 ani de zile în urmă, când am decis să tac din gura așa dintr-o dată pentru o zi întreagă. Era pe vremea pandemiei, aproape de sfârșit eram acasă în Ploiești și mi-a scris pe foaie că astăzi vreau să stau o zi fără să vorbesc, să tac din gura. Și m-am observat, adică a fost foarte interesant toate stările, emoțiile, gândurile care erau, zeci de mii de gânduri care veneau în capul meu. Și toată această experiență nu-mi venea să cred și la finalul zilei am scos 4 cuvinte pe gură. Și mai amintesc și momentele, adică a fost foarte tare. Faptul că am decis să mai ies eu pe afară, am zis să nu stau între 4 pereți și gata să stau, ci hai să ies afară să iau aer, să mă plimb cu bicicleta. Și asta am făcut, m-am plimbat și pe drum am văzut o mașină, mi-a plăcut marca și am zis dintr-o dată, adică fără să... Am văzut că scot cuvinte pe gură fără să îmi dau seama. Am zis marca mașini atunci, ce tare. Mm-hmm. Da. Și după m-am trezit, bă, stai că am vorbit. Da. Da. Asta a fost prima mea experiență și după am mai făcut din când în când. Adică o dată de 2 ori pe an. Mm. Am mai făcut și ultima experiență pe care am avut-o în tăcere, nescostând niciun cuvânt, însă în vis. În vis, înainte când mi-am propus să nu vorbesc, mă visam că vorbeam. Adică și în vis vedeam frica aceasta de a nu vorbi. Și după mă trezeam și vedeam, bine că a fost în vis, adică nu am discutat și am păstrat acest lucru. Mi-am păstrat ideea de a face acest exercițiu de tăcere. Cum ai exprima ce ai învățat tu în această tăcere? Adică ce ți-a oferit tăcerea? Conectare cu mine. Conectare cu tine. Care? Eul meu principal. Din mine. Din tine. Din mine. Și mineri. Deci e ceva în tine sau în afara ta? Cum am discutat și în celelalte podcasturi, interiorul reflectă exterior. Deci e și în tine și în afara ta. Ce? Totul. Adică am avut experiențe în care eram în locuri minunate, magnifice, cu mare și munte în același timp, văzând lucruri minunate și eu în interiorul meu, adică nu puteam să fiu fericit pentru acele lucruri. Mm-hmm. Fiindcă în interiorul meu judecam și nu mă simțeam bine, însă au existat momente în care n-aveam aproape nimic și eram fericit, adică poate n-aveam o cameră de dormit și atât, da. Și mă simțeam foarte bine, mă simțeam împlinit. Asta când se întâmpla? Cum? Aceste momente de realizare, de tăcere, de... Când a fost ultima oară? Când
ai tăcut? Anul trecut. Zici că ai zis acum o săptămână. Anul trecut când? Acum un an, la modul, pe vremea asta sau? În martie. Ai făcut asta cu cineva până acum? Adică să mai fie cineva în aceeași experiență cu tine? De câteva ore. Câteva ore. Da, deci nu mai mult de 24. Nu. Da, e o modalitate foarte interesantă de a te conecta, știi, cu oricine, de fapt. Poți să vorbești fără să vorbești. Știi? Cum se transmit mesajele, dacă funcționează, știi? Se stimulează ideea asta de telepatie sau paraverbal. Știi că asta e, de fapt. Da. Ceea ce transmiți, cum ai zis tu, printr-un zâmbet, printr-o privire, printr-un gest sau poate să fie și un mod de a respira. Știi că ideea asta de când oftezi, te întreabă cineva, ce ai, ce s-a întâmplat, ce suspini. Dar respirația în sine sau oftatul, cred că e doar o modalitate de liberare și relaxare, neapărat că e ceva în spate de care se manifestă ca ceva dificil sau greu, știi? Pentru subconștient. Spre exemplu, gestul fumatului. Dacă stai să analizezi, fumatul e un mod de a respira inconștient, voluntar. Pentru că respirația voluntară e respirația pe care o faci atunci când inspiri și expiri conștient. Și o formă de meditație. Corect. Dar fumatul și aia o formă de respirație, doar că e voluntară inconștientă. Adică e un obicei care îți ia din suflu, dar până la urmă tot asta faci. Tragi mai mult aer care la pachet vine cu o anumită toxicitate care nu e neapărat benefică pentru organism. Și asta e un fel de obicei care datează din naștere. Adică de la sânul mamei. Asta e o... Adică e un fel de dor de mamă, fumat, la un anumit nivel. Și ca un sugar care vrea la sânul mamei. Deci e interesant pentru cei ce fumează și urmăresc mai sănătate. Mulțumesc. Mai dau ceva pe tine? Un fular, o căciulă, o mănușă, ceva? E frig aici. Suntem la minus 0 grade. Starea minții. Starea minții. A minții. Așa. A minții. Următoarea întrebare, dragule. Următoarea întrebare. Da, deci a fost cine sunt eu? Ce m-ai învăluit frigul? Prin tăcere. Ce înseamnă frigul? Frigul? Da, ce înseamnă frigul? Pentru tine. Nu neapărat. Că eu l-am cunoscut pe Mario, am văzut că face baie în gheață, asta și așa. Oh, ce tare e și el. E prieten cu frigul. Corect. Acum stă în casă cu cojocul și cu pătura pe el. Și ce, acum ți-ai făcut o altă percepție despre mine? Nu, mă gândeam la ce înseamnă frigul pentru tine acum, știi? Acum? Da. Îl pot accepta, adică fac în fiecare zi baie cu apă rece. Dușul cu apă rece îl fac întâi cu apă caldă și la final, ultimele 2-3 minute, cu apă rece. Adică nu e... Bun, dar mai întrebați ce este. Este și un prieten și un dușman în același timp. Mm-hmm. Având în vedere că frigul mi-a oferit și una din cele mai frumoase experiențe din viața mea și una din cele mai urâte experiențe din viața mea. Da. Având prima despărțire. Atunci când am făcut prima mea baie cu gheață. Mm-hmm. Fix în acel moment și după Maduro și Rinichi. Și în continuare, adică nu știu care este influența, o să fac zilele viitoare podcast cu Zohal, al treilea podcast, care discutăm despre baie în gheață. Și vreau să intru cu el în detalii legat de faptul că care-i treaba asta, adică Rinichi, gheața și frica. Rinichi, gheață, frica. Deoarece da. Are... Au o legătură, da. Rinichi sunt conectați cu emoția de frică, da. Și frigul e frică. Frică. Freezing. Freeze, fight or flight. Or freeze. Sunt diferite moduri de
ale minții, știi? Corect, care... a managerii frigul. Da, uh-huh. Asta e. Ești un prieten și un dușman. Depinde de context și depinde cum îl iau eu. Da. Acum, pentru tine, pentru că îl simți atât de intens de nu când ai simt venit intens aici. De când, da. De seară, nu. Fiindcă mă las să-l simt așa. Ai avut, da, n-am vrut să iau garda, n-am luat, cum se numește. Dar mi-a asumat. Bă, ok, este asumarea mea de a-mi avea atenție și de a-mi manageria acest fric și de a-l transforma în căldură. Și venind la tine, m-a lăsat în mâna flow-ului, în mâna vieții, în mâna bucuriei și nu mai m-a interesat, adică m-am... un moment de liniște și tăcere, așa se numește asta. Da, m-am lăsat în mâna flow-ului și nu mai am pus... Da, nu mai mi-am asumat lucrurile. Nu mai mi-am asumat, bă, mi-e frig, e necesar să fac ceva. Și am zis, mă, mi-e frig, Leo, ce poți să faci pentru mine ca să-mi fie cald? Putem să facem mai cald aici? Aia ziceam, adică puneam... întrebări care să ateste faptul că ți-e frig. Sau căutai soluții în în exterior, da. Adică neasumându. Dacă mi-aș fi asumat, mă, mi-e frig, hai să... Hai să fac niște flotari, hai să fac niște exerciții. Corect, da. Și am decis, hai să văd ce poate face celălalt din fața mea pentru mine ca să mă scoată din acel lucru. Ce ai ăla mai cald? Sănătate. Și acum este lumină. Ce, dacă mi-ai răspuns ce e frigul, ce e întunericul? E lipsa luminii. Crezi că întunericul e lipsa luminii? Ok, acum parcă le zic din cărți și din alte podcasturi pe care le-am auzit acum, primele gânduri alea. Bă, e lipsa luminii, că ți-a mai zis unul foarte tare, un om foarte tare și hai să-i zic și eu tot la fel. Păi hai să mă impun alte măști, ce e să-mi arăt eu? Întunericul este, când am dat față în față cu întunericul în decembrie, luna trecută, având o perioadă dificilă, mamă, și de câte ori am zis și asta, ok, ți-e. Dar acum mă simt din ce în ce mai bine și cresc ca o rachetă, merg din ce în ce mai ca sus. Soarele. Ca soarele, așa. Da. În întuneric am văzut, am văzut faptul împlinit, m-am găsit cu faptul împlinit. Fiind în întuneric, ca o frică, m-am găsit cu faptul împlinit, am acceptat asta și am găsit liniște în întuneric pentru câteva momente. După iarăși agitație care a venit minte și m-a scos. Însă da, am descoperit în întuneric și liniște. Deci ce e întunericul? Ceea ce este. Liniște. Liniște? Liniște. Și poate întunericul fi și liniște. Liniște. Și poate fi și liniște. Da, pe lângă alte stări care ți le poate aduce. Depinde de cum sunt eu în acel moment. Ai auzit de meditația asta cu întunericul? Să stai 3 zile, o săptămână în întuneric. Închis? Da. Închis. Da, am auzit. Total, da, întuneric. Și eu aș fi vrut, adică am intenția să fac și eu asta. Să găsesc o casă sau un bărlog unde să fie acoperit complet. Există, în întuneric. Există, lângă Brașov am înțeles că eu... Da, am auzit experiența ale oamenilor, că fel și fel de experiențe care au făcut asta, dar până nu trăiesc și eu, nu. Da, așa e și cu relațiile. Până nu treci prin ele, o să tot înveți. Bun. Asta mi-a venit așa ca întrebări, știi, pe care nu le-am... Nu le-ai avut, ok, nu le-am avut. Ok, bun, și acum întrebările care le-ai avut, care sunt? Întrebările pe care le-am avut nu sunt, știi? Adică nu am planificat absolut deloc acest podcast, duocast. Și au venit strict legat de modul nostru de a fi într-un flow constant, știi? N-a fost nimic planificat, a venit totul pe moment. Și toate au venit pentru că mi-au venit și mie. Adică au venit prin mine întrebările astea. Ce am experimentat eu de-a lungul vieții și ce a avut pentru mine sens, adică ce e fiecare. Dar acum... Pot să revin la întrebarea care m-a făcut să fac evenimente holistice, să co-creez spațiul ăsta de Farm of Consciousness și acea întrebare e de ce ești aici? Aici acum? Să facem un podcast, să beau ceai, să mă bucur. Să dai pe tine? Am dat pe mine? Să râd că îmi dau pe mine ceai? Da. Bine că am hainele negre, o parte din ele. Deci nu se observă. Nu se observă. Negrul și maschează lucrurile. Ok. Ascunde.
Uh-huh. Întuneric de... Necunoscut. Da, necunoscut. Ok, bun. Bun. Mai intram acolo, da. Da, da, da. De ce sunt aici? De ce ești aici? Să mă descoper, să cunosc, să mă recunosc. Mm. Recunoaștere, recunoștință, din nou. Reamintire. Să trăiesc experiențe. Asta. Chiar mă gândeam zilele trecute, săptămâni de fapt trecute, vedeam ce e important pentru mine, răsuna în interior această întrebare, ce este important pentru mine, ce este important pentru mine. Și am ajuns la concluzia că este importantă pentru mine liniște, adică în orice circunstanță aș fi, fie că am bogăție, fie că stau în străzi, să fiu în pace cu mine. Aia e cea mai mare bogăție, că degeaba am bogăție, prosperitate, bani, putere, femei, dacă în interiorul meu mă simt neliniștit tot timpul. Așa e, da. Adică vreau armonie asta, să am o armonie cu mine însumi și să trăiesc în liniște, să simt o liniște interioară. Care în cele mai grele momente, adică luna trecută, chiar fiind foarte jos, în interiorul meu prospera această liniște. O cream. Acum trăiești în liniște? Când exprimi liniștea, când o verbalizezi cuvânt, prin cuvânt aduci acel lucru. Când vorbim de Dumnezeu, Dumnezeu apare. Când vorbim de liniște, liniște apare. Când vorbim, când cuvântăm, atunci se produce ceva. Cât de mic. Chiar neobservabil, însă se produce. Cuvântul e energie vie. Are puterea să omoare sau să învie. Drop the mic. Bro, câți ani ai tu, Mario? 19. Pe acest pământ. Pe acest pământ 19, da. Îți serbezi ziua? În fiecare an, mai ales în peșteră. De anul trecut, de Revelion. Nu ți-am povestit că Revelionul mi l-am făcut în peșteră? Nu. Nu? Da, Revelionul. Am simțit, mi-am luat doi prieteni, dintre care am Florin Ștefan și Alin Mistor. Okay. Bănuiesc că îi știi? Da, eu știu. Da. Pe doi, el am zis, hai să sărbăm ziua. Hai în peșteră. Și am mers în peșteră la Pietrele lui Solomon în Brașov și acolo am sărbătorit. Am sărbătorit cu iaurt de casă, cu prieteni dragi, cu instrumente, cu hempenuri, care pe vremea aia, la 18 ani, aveam eu hempenul meu, avea Alin. Și am cântat pe munte acolo frumos, m-am bucurat. Peștera era umed? Picura? Nu, peștera închisă, uscată. Nu picura, înăuntru. Era deschizătură, dar na. Era întuneric? Da, întuneric bezna. Am dormit în peșteră. Da? Da. Super. Ce temperatură era? Pe 8 aprilie. 9-10 grade? Cred, nu știu, nu le-am simțit, dar mi-a plăcut. A fost o experiență. Ai avut sac de dormit? Poftim? Ai avut sac de dormit? Tot ce trebuie? Ce? Ai avut sac de dormit? Ați dormit în peșteră? Da, da, am avut tot ce trebuie, da, am avut la noi, n-am fost inconștient. Eu am fost inconștient, adică eu doar am spus cuvântul. Băieți, vedeți că eu vreau să-mi petrec ziua în peșteră. S-a găsit mașină, s-a găsit sac de dormit, s-a găsit cort, s-a găsit instrumente, s-a găsit mâncare, tot. Eu doar am cuvântat și am zis ce vreau. Uite, asta vreau, asta vreau. Mi-am găsit prietenii cu care să plec și gata, am fost. Și mi s-a realizat astea. Da, frumos, bravo. Felicitări pentru experiență. Îți dai seama, știi, așa, doar prin felul ăsta de a cuvânta, cum zici tu, că atragi. Da. Am primit foarte multă judecată în ultima vreme legat de fapt, bă, Mario, tu doar ceri. Adică ceri, adică când mai oferi și tu, când mai faci și tu, când mai... Că doar te văd că ceri la unii și la alții. Tu, care este lucrul tău pe care îl faci? Da, și m-am gândit la asta. Adică intram într-o melancolie a trebuie astea. Păi eu ce fac, bă? Da, cum zice, eu doar cer? Sau cum, ce fac? Adică eu ce fac concret aducând un raport în viața mea și în viața oamenilor din jurul meu fără să cer de la alții să-mi rezolve mie treburile sau să-mi ofere ceva. Însă, tot. Adică dacă asta este skill-ul meu, de a cere, de a mă conecta cu oamenii, de a obține ceea ce vreau, neavând eu acel lucru sau nu neapărat
și faptul de a cere este o muncă. Și faptul de a cere, de a te conecta cu omul, de a intra în profunzime, de a te deschide lui, de a-i povesti ceea ce vrei tu, exact, bă, uite care-i treaba, uite cum, care, da, da, dacă da, mă poți ajuta, este o muncă. Da, 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 da. Adică e o muncă să fii vulnerabil, să te deschizi față de alt om și după să primești acest tezaur de la celălalt, imens. Fiindcă și tu ai făcut un lucru imens pe care poate în exterior nu se vede. Adică că m-am deschis și că am zis lucrurilor cum le văd eu și ce vreau eu să creez. Și ai simțit judecat pentru asta? Pentru faptul că cer de la oameni? Cer? Da. N-am mai povestit aceste lucruri. Da, adică vedeam în subconștient, da, m-am simțit judecat și empatizam, adică vedeam cum empatizez și eu cu treaba asta. Bă, nu-i bine să cer. Adică și într-un videoclip, am făcut un videoclip zilele trecute, nu mai știu dacă l-am postat sau nu, sau dacă urmează, în care spuneam, bă, îmi pare, mă bat în piept că ofer, dăruiesc, dar de fapt eu cer cele mai multe ori. Și aștept, da. Și vedeam în interiorul meu cum nici eu nu sunt de acord cu acest lucru. Însă dacă acesta este momentul sau acesta este nivelul la care sunt sau pentru asta este necesar să-mi dezvolt tot acest skill de a cere, ok, îl accept și merg în continuare. Nu am de ce să îl scot din mine, dacă este în mine și dacă observ câte beneficii mi-aduce. Mm-hmm. Adică prin această artă de a cere, am făcut aceste podcasturi, m-am dezvoltat pe mine, am cunoscut oameni faini, mergând și deschizându-mă și cerând. La un moment dat, voi și dărui cât am cerut, poate chiar și mai mult de atât. Însă până atunci accept asta, adică accept că cer, ok, cer. Cer cât mai bine, cât mai mult și cât mai frumos posibil pot, fiind autentic. Accept și refuzul? Da, Și e important să știi să și primești refuzul. Corect. E o artă și acolo, să accepti refuzul. Ne învățăm să acceptăm refuzul din partea oamenilor pe care aveam să... din partea relațiilor cu fete. Da, deveneam agitat pentru acest lucru. Păi cum? Să mă refuzi? Păi... Și mergeam tot acolo, adică cum se numește asta? Victimizare. Și victimizare și... Agresor. Nu agresor. Disperat. Ce? Disperat de? Disperat de... De refuz, da. Disperat de refuz, adică cum și mergeam... Poate să creasă obișnuință. Să ce? Să primești. E corect. Și la un moment dat te scoate cineva din tipar. Și să văd cum reacționezi. Da. Acolo e tot despre cum, știi, te poziționezi tu, știi, cum răspunzi sau reacționezi, cum ai zis tu. E strict despre asta. Ce faci în anumite situații de genul ăsta? Cum te poziționezi față de celălalt, față de tine, față de situație? Cum arăți cu degetul? E vina lui, e vina mea, e vina nimănui? E. Și atât? E lumină, e întuneric? Următoarea întrebare. Dacă a fost satisfăcător răspunsul. Care? La întrebarea precedentă. Care era aia? Ce fac acum? De ce trăiesc? De ce sunt aici? Da, ți-am răspuns. Bă, nu, e ok. Bun. Yeah. Ceri. Sunt aici să cer. Ideea e că nu-s neapărat de acord cu faptul că doar cer, că prezența e o dăruire și modul de a pune, știi, adică societatea asta a cuantificat cererea și oferta doar prin material, știi, și materialul nu e doar banul. E timpul în sine, resursa principală prin care ne manifestăm celelalte modalități de interacțiune. Adică felul în care noi ne dozăm timpul și atenția, putem să facem schimburi monetare, știi? Adică ori ne luăm un job și ne angajăm și suntem plătiți pe oră, ori creăm un business și suntem plătiți pe serviciu sau valoare. Ori creăm spațiu și suntem plătiți prin experiențe. Ideea e de cum cuantifici, știi, aceste valori.
acest timp. E prezența ta într-un spațiu, prezența celuilalt într-un spațiu. Dacă tu vii cu ceva, dacă cealaltă persoană vine cu ceva, ok, vin întrebările, vine spațiu, e pusă la dispoziție, se creează, ok, da, bun. La început, pentru toți e mai puțin ușor, știi, mai... Eu nu vreau să zic că e greu, n-am cuantificat niciodată ca fiind ceva greu, dar dificil. Sau rău, știi, am zis că e bine sau mai puțin bine, e ușor sau mai puțin ușor. Dar totul se învață, totul se progresează, știi? Adică în orice faci, în orice, da, evoluezi într-un anumit ciclu. Că nu poți să zici că faci lucrurile ca acum 2 ani, nu? La nivelul de podcasturi sau... Nu, am evoluat, da, ciclu. Da, și oamenii pe care i-ai atras și nivelul de informație al podcasturilor, adică întrebările pe care le-ai pus sau progresat la nivel de, adică, știi, și cred că, cum ai zis și tu, întrebările astea potrivite sunt niște daruri, adică sunt, pot fi cuantificate ca o dăruire sau au o valoare, pentru că felul în care le pui strânește un răspuns care transcende orice percepția banului neapărat, știi? Pentru că sunt anumite informații pe care unii oameni nu le accesează atât de ușor, știi? Și faptul că tu facilitezi un portal care e podcastul, prin care oamenii își exprimă anumite percepții, idei, emoții, sentimente, gânduri, cred că e o valoare pe care o oferi într-un mod gratuit, prin simplu fapt că lucrezi la modul ăsta de a transfera informația și de a o compacta într-un video, podcast și ceva care e accesibil pentru oricine, doar dacă are dispoziția și disponibilitatea să-și ofere timpul acela să asculte doar. Și ăla e schimbul, de fapt. Schimbul prin care el e dispus să audă ceea ce îi se spune. Dacă ascultă cu inima sau aude cu mintea. Cred că acolo e schimbul. Ce faci tu prin dăruirea podcastului ăstuia pentru toți cei care aud. Știi, ăia 80.000 de oameni care au accesat link-urile tale și au ascultat măcar introducerea. Ăla e un schimb în care n-ai cerut să-ți asculte nimeni podcasturile. Ți s-a oferit prin faptul că tu ai dăruit dinainte informația în formatul respectiv, știi? Asta e o perspectivă. Mulțumesc. Cam atât pentru această întrevedere. Cam atât. Mulțumesc. Da, asta cred că am pus întrebările potrivite ca să și închei cu ceea ce am simțit. Faci încheierea, dragule. Tu ești... Păi asta a fost. Asta a fost? Da. Unde mă găsesc, unde te găsesc, nu? Mulțumim pentru toți cei care urmăriți acest podcast, mai ales până la final. Dacă ați dat la final ca să vedeți finalul, mă bucur că sunteți aici și că ați ascultat această încheiere, care nu e de fapt o încheiere, e un nou început. E un nou început, exact. Pe Mario îl găsiți pe această rețea de socializare, care e YouTube-ul sau Facebook-ul. Pe mine mă găsiți pe Farm of Consciousness, în mare parte, YouTube, Facebook, Instagram, iar, na, mai departe, ceea ce este Leopold Eugen Reich nu poate fi cuantificat, e doar o experiență care se manifestă și oferă prin exemplu ceea ce se poate. Mulțumesc pentru invitație. Leo. Leo. Leo Manuel. Leo Manuel. Da. Mâncăm ceva de la micul dejun? Uite că e 11:30. Da, hai să păpăm. Vă invităm să mâncați împreună cu noi data viitoare. Răbdări prăjite. Până iese podcast.